Tragedie din familia Brânzanu din satul Limbinii Vechi a început odată cu apariția pe lumea Anei Maria, care s-a născut cu paralizie cerebrală infantilă. Această fetiță mică și neajutorată are nevoie de ajutorul oamenilor de bună credință, printre care poți fi și tu. Despre boala Anei Maria, părinții Maria și Alexandru Brânzanu au aflat abia peste un an. La insistența bunicii Ludmila Brânzanu, fetița a fost supusă unei investigații, după care s-a confirmat diagnosticul. Nici nu știu cum să mai zic o ajută, nici nu și-aș face. Și-ar și puterea îmi face tot, nu mă s-o vedea până a murit soțul, zis că moare și nu s-o vadă pe chiferuță. Dar ne-am adresat de mult, nu știu și... Tot să ajută dacă nu vine vreme să ajută nimeni, te ajută cu flașă. E și ei invalid, și fata invalid, nu are, tot e invalid de gradul 3, tot e operat la inimă. Scârbă și necazul a afectat toți membrii familiei, iar neajunsul financiar practic i-a impus pe toți să meargă la muncă la negru în orașul Moscova, Rusia. Recent Ana Maria și mămica sa s-au întors de la un curs de tratament din orașul Moscova, fiind ajutate financiar de rude și familie. Dar asta nu este îndeajuns, fetița mai are nevoie urgent de un tratament de o durată mai îndelungată. Avem nevoie de un tratament în sumă de 2.000 de euro pentru fetiță. Ne s-a spus că după primul curs de tratament, fetița o stă pe șezute. E acum nici nu stă, nici nu merge. De înțeles, înțelege totul. Ne adresăm tuturor oamenilor de bună credință, care ne pot ajuta cu orice sumă, cât de mică, că leu cu leu o să fie suma care o să ne trebuiască. Binevoitorii care pot întinde o mână de ajutor familiei Brânzanu din satul Limbenii Vechi sunt rugați să depună banii pe contul indicat pe ecran.